bună, numele meu este Ana și bine ai venit pe canalul meu. Am revenit cu pictura terminată. O să vă pun acum niște poze să, o vedeți un pic mai de departe, ca să zic așa. Eu nu am loc pe masă acum să vi arăt un pic mai, mai de departe, dar vă pun pozele. Pictura este de la Oraloa, se numește Fairy Dreamcatcher. Artista se numește Lore Filipon și dimensiunile picturii sunt 90 pe 65 de centimetri. Pictura are și a 50 de, 55 de culori și două AB-uri. Ce pot să spun despre pictură? Văzând-o așa terminată, e drăguțică. Drăguțică, nu pot să zic că sunt 100% încântată de rezultat, tocmai pentru că are foarte mult alb. Alb, întotdeauna diamantele albe, când lucrați cu ele, mai în special cele rotunde, e complicat de lucrat cu ele pentru că dacă nu le pui corect, se vede simbolul de dedesubt. Și întotdeauna, sau mă rog, da? Trebuie să, să le puneți cât de cât corect să nu se vadă simbolul de dedesubt. Eu am încercat să le pun cât de drept am putut, doar că liniile astea sunt groaznice și, mă rog, nu, unde le-am pus mai strâm și așa se vede. Ăsta e dezavantajul diamantului alb, ca să zic așa. Se vede orice, orice greșeală pe care o faci. Uh, nu știu, mi s-a părut când am lucrat la ea că am lucrat o veșnicie, nu știu, parcă nu mai o terminam de la atât alb, uh, nu știu, chiar a fost, uh, nu știu, uh, niciodată dacă, dacă, e să mă întrebați, nu o să mai încumpăr o pictură cu atât de mult alb, pentru că trebuie să fii foarte atent, se văd toate greșelile pe care le faci, și nu știu. Nu merită, sincer. Ea se vede frumos așa și în poze se vede frumos, dar vă o un pic mai aproape. Mm. Nu știu ce să spun. Despre zonă a ieșit uh, mult mai bine decât uh, decât îmi imaginam eu sau decât mă așteptam să iasă. E ok. Uh, V-am spus AB-urile sunt în zonă. Avem rozul acesta mai deschis și cel închis. Ca și, ca și gunoi în diamante au fost ok, cam ca la toate firmele de altfel, toate firmele au, au gunoi în diamante. O să vă și arăt că le-am le păstrat tocmai ca să, să vă arăt. Și trebuie să ținem cont că acesta este un kit, un kit mai vechi cele albe au avut, au avut tot timpul defect, după cum vedeți și cele care sunt mai colorate și nu le vedeți cu defect sunt pentru că erau rătăcite până alte culori și am zis că decât să le arunc mai bine să vi le arăt ca și diamante câte mi-au rămas mi-au rămas suficiente uitați aici, din albul acesta mi-au rămas chiar două pungi pline din albul acesta mai, mai mi-a mai rămas și uitați câte mi-au rămas adică sunt mai mult decât suficiente am avut de unde să arunc ca să zic așa ca și timp de cât mi-a luat să o fac vă spun imediat și vă și arăt deci am început-o pe data de 20, 24 a 6 -a și am terminat-o pe 9 a 7 -a. Eu zic că e un timp bun, pentru că nu, nu am lucrat la ea în fiecare zi, mă știți problemele mele cu spatele, deci pe bune când mă vait așa parcă am 80 de ani, nu, am doar 32 anul ăsta, dar am rămas la 30, după anumită vârstă rămâi la număr rotund. Am 30 de ani, dar mă doare spatele. Mă rog. Și nu, nu am lucrat în fiecare zi la ea. Nu am lucrat, am, am făcut câteva pauze de vreo două zile, așa. Deci, oricum, pentru mine e mai mult decât uh, suficient uh, timpul ăsta. Adică mi se pare chiar ok. Deci de pe 24 până pe 9, câte zile sunt? Două săptămâni și o zi și să spunem că vreo patru zile sau așa nu am putut să lucrez toma că nu mă, îmi permitea spatele. Da, eu zic că, că e bine și v-am spus. În funcție de cum puneți dumneavoastră diamantele, cred că o puteți, sau mă rog, ce lucrați dumneavoastră cu mult alb, cred că le puteți termina și mai repede. Eu m-am chinuit foarte tare să iasă cât mai drepte nu au ieșit, multe dintre ele se vede, stați să vă și arăt, nu știu dacă se vede simbolul, pentru că nu se vede pe cameră, nu se vede, eu așa cu ochiul liber îl văd, aici, oare, aha, uitați, dacă nu le puneți, nu le puneți corect, se vede simbolul, nu pot să spun că m-am grăbit cu ea să o termin repede, că nu, nu nu, 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 pot să spun chestia asta. M-am grăbit, dar nu să o termin repede, să scap de albul ăsta. <gri> să ajung, să ajung la zână și la partea aceea din mijloc unde, cu, unde schimb culorile mai des, tocmai să, să scap un pic de, de alb, că nu mai putem. Plus că albul pe care l-am avut și așa, era atât de static în nic încât nici cu șervețelul, nu. șervețelul de care v-am povestit eu că îl folosesc, nu am reușit să le fac să se miște cât de cât și trebuia să scutur de stăvița și bineînțeles că asta ți-a timp și nu, cu albul nu, de data asta chiar nu m-am înțeles. Deci cam astea sunt, sunt părerile despre ea, lipiciul ok, Inițial am crezut că o să o sigilez tocmai că dădeam cu, cu mâinile pe ea și uh, săreau diamantele, dar eu tot timpul după ce termin o pictură am făcăleț, ceea ce avem toți în casă și, așa, și uh, a pus foarte tare pe pictură în, în toate direcțiile ca să se aranjeze, să aranjeze diamantele, că poate nu le-am pus corect și din cauza asta. Dar n-am avut probleme, vă că acum sunt toate, sper să nu sară vruna acum să mă fac de râs. Acum vă că s-au aranjat toate. Chiar, chiar a ieșit mai frumos decât, decât mă așteptam. Pe cameră arată mai drăguț decât arată în realitate. În realitate arată mult mai dezordonat și amestecat ca să zic așa, față de cum, cum arată pe cameră. Nu știu, nu mi-a plăcut ce au făcut aici, aici în colț cu, cu treaba asta, nu știu, pare murdar așa. Nu știu, sta să vă arăt poza. Să vedem, să facem o, o, comparație. Deci cam așa arată în poză, cam așa arată în poză și așa arată acolo. Nu, nu-mi place cum a ieșit acolo, dar nu. No. Deci nu o să mai sigilez. Am, am decis să nu o mai sigilez și nu mai bine ca să o bag direct în cutie. Dacă o mai au pe site, nu știu dacă o mai au. Eu vă sfătuiesc să o luați. Dacă mai ales vă place albul, <laughs> vă sfătuiesc să o luați. Eu v-am zis, mi-am luat pictura asta acum un an și un pic. Și. Am luat-o pentru, tocmai pentru că îmi plăcea să folosesc Multiplacer-ul. Zic a, cu albus cap atât de mult alb, zic a, merge repede. Mm -mm. Nu, no, nu merge repede deloc. Din contră, mi s-a părut că m-am mișcat mult mai greu decât mă mișc de obicei. Și nu știu dacă mă mișc repede, mai încet, dar dau randament. E, cu asta nu prea am dar Mi se părea că, v-am spus, nu se mai termină. Mă rog. Sper că, sper că v-a plăcut uh, rezultatul final. Eu sunt mulțumită de el. Nu o să o rămez, dar o să păstrez, nu știu, poate o dau, poate, nu știu, habar n-am ce o să fac cu ea, știu doar că o să o păstrez în cutie și când o veni timpul ei și mă hotărâ ce o să fac cu ea, o să vedem. Sper că v-a plăcut filmulețul meu, că v-a plăcut pictura și vă aștept la următorul meu filmuleț, așa că nu uitați să-mi dați și mie un like și un subscribe și ne vedem data viitoare, da? V-am pupat! Pa!